La toți părți de cine unde toți noi aici? Dolar. Dorință de dezvoltare, așa-i? Așa și la temă. Foarte mult timp am venit și temă stă. De aceea am decis să dăm astăzi o temă puțin mai complicat. Cine auză de gană? Nu am auzit. Poftim? Eu nu am auzit. Celălalt? O fursă, ce e la gană? Eu l-am încălcat cu o libertate. Cum vă ziceți? Ușor să fie azi viitor? Nu. Tem? Nu. De ce nu? Ce o spus? E ușor să nu-ți fie azi viitor? Știți dacă ați fi, dacă ați fi acum o leagandă de noi? Aziți. Ați spui că e foarte ușor. Ce ține de, dați versiune deja la temă de astăzi, ce ține de Uleanga? Astăzi poate fi, poate fi o temă puțin mai complicată. Poate fi mult nou. De aceea eu vă dau astăzi doar un curs. Început din curs. Ce ține de Uleanga? Vă cunoaște toți pe Elon Musk acum? Sigur. Toți vă cunosc. Ce spuneți? Un fenomen sau nu? Sfânge nu este în față. Da? Este așa. Cum vă vedeți? Elon Musk este un fenomen? Da. Da. Așa și Gandhi este un fenomen în domeniul de tranzacționare. Cum a început el? A început din anii 1900. Când de-abia a început să apare tranzacționare. Ceva... Acum, discutem așa. Cum spunea? Se vede sau nu? Dacă ce așa, nu-ți nimic, da? Ce spuneți la Diulia Mugare? Avea el un stat foarte cunoscut până în ziua de astăzi. Ce ține despre dumnealui? Până în ziua de astăzi, toți, haideți toți în istorie, consider că așa oameni se nasc odată la 100 de ani. Ce ține de citat, un citat foarte cunoscut despre dumnealui? Spunea în felul următor. Aflați cum fac bani oamenii pe Wall Street și faceți chestia de așa. De ce? Știți așa un moment. Mi-a spus odată un afacerist. Ca să fiu ca dânsul, ca să fac mai mult de dânsul. Așa și cu ce țin de anzăținare. Ca să fiți ca William Kahn, ca să lățați să viați mai mult de dânsul. De ce motiv? Preamintiți-vă că cunoașterea este putere. Și dumneavoastră a început în anul 1908, la vârstă de 30 de ani, avea două conturi. Primul cont, luați schimb cu 300 de dolari. Unde l-a dus în timp 3 luni, o sumă de 25.000 de dolari. E mult la sfârșit astea sau nu? Cum vă gândiți? Poftim? Ați văzut asta? Da, este de bine. Și a doilea cont, l-a început cu 130 de dolari. Unde a dus în timp de 30 de zile, 200.000 de dolari. Și de atunci a început tot Wall Street-ul să vadă în William Kahn ca un exemplu, ca un trader care putea să pui baza la toți ceilalți. Ce ține de William Kahn? Cum a spus, e ușor să crezi viitor sau nu? Poftim? Da sau nu? Ce ține de postulatul acesta că istoria se repetă? Toți sunt, da? Lucrează el sau nu? După principiul acesta, și William Kahn s-a luat foarte mult teorie cu el. Dumnealui a prezis câteva momente tare interesante în piață. Și acum să-ți văd și argumente. Primul moment, dați începem, primul în anul 1914, dumnealui a prezis începerea primului război mondial. Și la sfârșitul anului, 1908, a anunțat că în începutul anului, când va fi data și ziua sfârșitului primului război mondial și soarta cazilor. Ajuns în cea mai interesant și ce ne lui mâncat în istorie, cine ați auzit din 1929? Da. Ce a fost în 1929? Cea mai mare inflație.
A fost una? Mare depresie. De ce mare depresie? Dumnealui, odată analiza, 100 de pacienti, se va începe criza dată. O vezi s-o la toți. Care criza ce a fost una de cea mai mare și a durat 10 ani. După care, tot dumnealui a prezis datele începutul celea doi război mondial și rezultatul multor alegeri în America. Și ultimul, dumnealui după făcut-o analiză, așa, și a prezis când se va începe să construiască nava Limbarus va fi samoliot nevidimă. O să cineva de nava aceasta? Nu. Nu, ok. S-a zis atunci. Ce-ți baza GAN? Teoria lui GAN și în general GAN combina ceva domenii. Dumnealui, ce ține domenii transaționare? O combinat astrologia, astronomia, matematica antică și geometrie. Colonizarea e ceva legături piața cu astronomie și astrologie. Dacă ne întrebați pe partea cea, da? Ce are acum? Dumnealui, înțeles că toate domeniile acestea, până la final, au ceva legături cu piața. Piața la fel. Cum poate astrologia să ne determine pe noi ca oameni? Zodii. Ați auzit de zodii? Păi tot, s-au luat după capul astrologii și au înțeles la oameni, zodii oameni. Teoria lui GAN se bazează pe trei puncte. Și începem cu primul punct, cel mai interesant. Piața este mereu să se mișcă în ciclu. Ați văzut ce înseamnă un ciclu? Da. Sunt cicli economici, în tot se mișcă la un ciclu. Un cer. De ce este ciclul acesta? Se repetă. De ce este, sunt cicli de 10 ani, de 5 ani? Spune că la 10 ani se întâmplă o criză în lume. Așa sau nu e așa? E așa. E așa. A doua, ok, puși pe care să studiem. A doua metodă, după ce se va domnul este prețul, timpul și modelul, sunt factori de luat în considerare. Și ultimul moment, sau ultimul pilon al teoriei lui GAN este că piețele sunt de formă geometrică. Cele trei domenii lui din activitate, geometria, astrologie și astronomie, l-au dus ca să fac teoria dată. Și începem cu prima teorie, că piețele sunt din natură ciclică. Ați observat? Cine s-a uitat din istorie la cotație? S-a uitat cea la istorie la cotație? Da. Ați observat că este să nivele unde se repetă. Țineți minte din analiza tehnică, este de la postulat. Istoria se repetă. Mereu, istoria se repetă. Și în Biblie, și tot, e scris Crist. După ce e rău, ca să mergi cum? Se întoarce. Așa și piața, mereu se mișcă în ciclu. Așa și natura, tot se mișcă în ciclu. Și Domnul GAN a determinat ceva ciclu. Ciclul de 60 de ani, ne rugă să dea cu toate. Și înțeles că sunt două cicluri, ce mai important? 60 de ani. Și 90 de ani. Întoarce înapoi. Când a fost ne rugă să zic, scrisă din 1929. Și facem un experiment. Începem cu 1929. Dacă adunăm 60 de ani, cât ați fi? Cine ar fi? 89. Ați fi așa, 1900, cât? 89. Ce a fost în 89? Ce criză a fost? Deci pot achica să zic. Se zmite, în 89 a fost una din cele mari crize, indici cu sier. Toți indici au căzut mai mult de 40%. Dacă din 29 scazi 60, cât ați fi? 89. Putem? Ați fi așa, 1800, cât? 69. Ce
Ce-a fost așa 69? 69 a fost vinerea neamț. Când tot aur. Și acum este în ziua de asta, este Black Friday. Ați auzit de Black Friday? Da. Păi ea se ia geneza din anul 1869. Și atunci a fost o criză de aur. Acum, trecem apoi la 1929. Dacă scădem 90 de ani, cât ați fi? Da. A fi 1837. Și la 1837 a fost panică. La fel, când toată economia a mers scădea. Dacă adunăm la 1929 plus 90 de ani, cât ați fi? 2019. Ce a fost în 2019? Putem? Post-Covid. Pămâniți, ușor să preconizează în viitor. Da. Mâniți, domnul, după teoria lui William Grant. Știe de unde că știi Covid? Știe că știe că sau nu știe? Știm că se întâmplă. Covid-ul la nume dată o să fie o viză. Ce ține din... E testat, am verificat-o. Poate să fie diferența de un an. Dacă adunăm la ce moment principal în domnia lui, William Grant, din experiența sa, a verificat toate ciclurile. 10-20 de ani și-a înțeles. Cele mai principale sunt 60 de ani și 90. Unii de la 60 de ani 90, eu dat se întâlnesc. Se întâlnesc în anul, se întâlnesc în 1929. Și în 1929 a fost cea mai mare criză din istorie. Căzut foarte. Acum, dacă adunăm la 2000, la 1929, plus 60, cât ați fi? Când e următoarea criză? 2049. Da. 2049, după ciclu 60 de ani, ne așteptăm la ce? La criză. La criză. O să fie așa. Ce spune bani de 2050? Ce-ați fi? Nu ok. Dacă adună la 2049, 60 de ani, cât ați fi? 2106. Cât ați fi? 2009. Și acum? Adunați la 2019, deja criză 90 de ani, a simțit-o. Cât a crezut piața acum în 2019? Cât a crezut despre ce sunt? Știți că la fel toți indici au un ciclu. E la fel să se întâmplă prin ciclu. Când și încep criza acestea, ciclul acesta de față de procentă. Mai mult nu poate scade. Tot ce se întâmplă un ciclu economic. Ok. Dacă adunăm la 2019, plus 90 de ani, cât ați fi? 2109. Și în 2109, iar va fi criza cea mai mare. Clar cu ciclurile. Comunința, e nevoie din ciclul acesta, să cunoaștem. La ce domnul? Nu știu eu până acum că este ciclul 20 de ani. O să facem ceva în 2019. Ce-am putut așa? Suntem să... Ce să vezi? Ați observat același 100 de X-ul. Ați văzut că el are un ciclu. Toți indicatorii au principiu. Folosește ceva stohastic. Da. Observat că este un ciclu. Zero, divide. Tot se mișcă pe tendință. Ajunge minim, maxim. Maxim, minim. Așa și economiile, așa și crizele. Toate se mișcă pe un ciclu. Ok. A doilea pilon, după teoria lui Kant, constă în timp, modiaci și pierzi. Ce înseamnă aceasta?
Mi-a lui încercat toate să-i pun bine. Știți cum să fac o zărătare semnită, o linie mobilă. Dar să fie ca vedem ce înseamnă. Știm? Ce înseamnă prețul? Și ce înțelegere de-a lui prin prețul? În preț înțelege nivele de suport și rezistență. Este, toți cunoștem principiul acesta în canal. Este regula numărul 1, rezonează în canal. Și noi lui foarte bine o specificat momentul acesta. Este suportul și rezistența. De ce își transacționează doar în suport și rezistență? A doua pilon este studiul de timp. Ce-ți bazează studiul de timp? Este postulatul numărul 3, care se numește, istoria se repetă. Ce înseamnă sunt nivelurile și datele unde ele se întâi pe discutare și începe ciclul acesta. Și ultimul, studii de model. Ce înseamnă studii de model? Ce înțelege din el lui? Sunt analiza fluctuații preț, este tendință și ce trage mult atenție. Măsura din el lui mișcările în piață, cât e tendință. Și cel mai mult trage atenție la figuri. Ce figuri cunoașteți? Este vârf dublu și vârf universal. După principiul acesta, dumneavoastră înțelegea. Dacă s-a format un vârf dublu, se înțelegea acolo că să fie o schimbare de direcție. E un timp îndelungat. Mai departe, este ultimul punct. Mă aștept de pilonul. Știți că în piață, ea mereu este, sunt folosite figuri geometrice. Și aici sunt, ce am văzut în platformă, în tabelă de instrumente. Instrumente dat. GAN LIM, linia GAN, GAN FAN și GAN SET. Văzut ceva? Da. Ce înseamnă un instrument? Ce înseamnă un instrument? Știți că care e diferența în instrument și un indicator? Ok, am așa de zis. Să spunem, vreți să facem o casă. Ce avem nevoie de ciocană. Ciocană, de ce casă? El ce este? Instrument. Nu e ce mai bine. Materiale. De altceva, de alte instrumente. Altă, de altceva, facem o casă. Sau la doamne, să spunem, vreți să facem mâncare. Avem doar ce unul. De ce mâncare în opție unul? De ce? Avem nevoie de niște instrumente. Așa și dumnealui, după, spunem așa, analizei lui, o alcătuit de tipuri de instrument. Primul instrument se numește GAN linia rugată. Ce îmi dă ea? A să studiem fiecare. Este o linie simplă care ne arată 9 punctele de respingere. Toate instrumentele, ce le arată 9? Semnal. Ce am eu mai? Marca, așa-i? Ce este el? Instrument. Acum, cu dânsul, dacă instrumentul acesta cade mâna la specialist, poate vă dă informații mult, așa-i? El instrument. Dacă îi dai mâna la altcuiva, ce poate să întâmple el? Poate să facă multe, așa-i? Așa și cam el, și cu fiecare ce înseamnă instrumente, și celălalt indicator. Instrumentul, el pe mâna ne ajută. Mâna cu icare. Ce ține de GAN LIM? Dacă dați la sânt cu plătați. Studiți-o cu plătați. Suntem? Auticat. Dați la un din acest tip alții. Eu am luat. Așa. Ce înseamnă? Euro SD. Cum folosim? De același... Cum folosiți canalul sau clienții cu? În tranzacționare. Folosiți canal sau clienții cu? Canal. Acum, ce înseamnă linia dată? Și cum noi găsim? Dacă îl ducem la barii de instrumente, asta e cum am spus,
Avem GAN linie, le dobem toate. GAN toate. Începem cu prima, linia măcară. Dacă în caz că avem un canal descendent, ce avem nevoie? Maxim. Avem nevoie de două maxim. Punctul meu lui. Și automat, ce s-o trează? S-o trează o linie la 45 de grade. Ce ce îmi dă? Dar ce își oară linia dată? Că ce s-o folosă mie aceasta? Este așa un moment, cum se folosește linia lucrată? S-o toate linii. Dacă, în cazul că am un canal descendent, de el ce-a spus? Să înceapă impulsul. Acum, cât piața se află sub linie, înseamnă ce este? Ce canal este? Poftim? Nu, dacă piața se află sub linie, înseamnă că este canal descendent. Din la cum aș joacă linia, da? Ca să joace. Ca nivel scurt, de la să înceapă impulsul. Și automat, la cine ajută el? Să determinăm unde este canalul și impulsul său. Când avem un canal ascendent. Spuneți-o pe tați. Ascendent. GBP. A tot e decenit. USDGP. USDGP. În cazul dat, avem linia lucrată. După principiu, ca să înțelegem că avem deja un canal, avem nevoie de ce? Dacă în caz că avem un canal descendent, avem nevoie de două maxime. În caz că avem un canal ascendent, ce avem nevoie? Două minime. Punem minime. În cazul dat, cum o scad linia aceasta? Și aici este momentul. Dacă avem linia dată, îl joace ca nivel de suport. De suport. De ea se respinge. Cum s-a orientat lumea lui? Și cum folosește linia dată? S-a respins de fapt ce pot de impuls. Cât lucrează el? Cât piața se află deasupra linii. Linia dată o folosiți în dependență de ce tarif îmi folosesc. Dacă H1, H1. Dacă H4, H4 este minim. E clar că îți folosesc linia dată. Ok, cine a doua? Este a doua. GAN-FA. Ce înseamnă GAN-DA? Sunt unghiuri. Știți că planetele, cum se află față de Pământ? Toate au unghi. Unghi. Acum dumnealui, luând în calcul toate planetele, o depista. Niște unghi. Unghiuri date. Este unghiul principal. Totul se învârte sub unghi de 45. Unghiul de 45 este cel mai principal. În care dat va fi 45 de grade. Dacă cum folosim momentul acesta? 45 de grade va fi un raport de 1 la 1. Ce înseamnă asta? Va fi o unitate de preț. Dacă acum în 9 ani, cum facea de-a lui, înainte de a se țineze unghiul organ, s-a dat foaie. Dar acum în 35, tot s-a simplificat. El automat ne calculează nou. Cum folosim unghiul organ? Unim două maxim. Ca să scopiez corect unghiul organ, avem nevoie fie de un maxim, fie de un minim. Înțelegem de unii cu început de impuls. Și în cazul, linia din mijul va juca ca nivel de ce? Ca suportul. Ce s-o folosi de Fibonacci? Tot s-o folosi de Fibonacci. Ce este Fibonacci? Instrument. Tot instrument. Ne ajută la ceva? Da. La ce vă ajută? Măsurăm corecția. El este instrument sau este strategie? Dar și cum o înțelegi. La fel, în instrumentul dat,
unghiul Gan, la fel este calculat după calcul Fibonacci. Dumnealui, o tip stat, sunt 8 tipuri de grade. Dacă în canalul descendent va fi așa, 26, 25, 8, 75, 15, 75. Acestea va fi sub nivelul 45. Poate. Și în cazul când avem un canal de sel, piața mereu o să joace, o să se deplaseze între 45 și în jos. Cât ea stă în canal descendent, mereu o stă în jos. Momentul cheie când el se bate. Dacă se bate în jos, el tinde la alt unghi. Piața mereu se mișcă în unghi. Acum, e dacă în caz că am canalul ascendent, piața se miște între unghiurile celălalt. E reașa o strategie tare interesantă. Ce ține de întorc înapoi la Gan linie. Întotdeauna avem un punct, cum în cazul dat. Înainte era mai complicat să folosești Gan. Avem cum să folosim. Înainte unim așa. Punem ultimele două minime. Ați observat piața? Ați vrea să vedem. Sunt ultimul minim când avem canalul. Avem canalul. Și este moment el ce face? Duce în sus, urmează alt canal. Și în cazul dat, se folosesc unghiurile. Dacă noi unim ultimele două minime, se forma la fel, piața cum se mișcă? Ați observat că eu se dă și pe GDP, el tot duce în jos. Se formează fel pe unghi. Doar că noi facem asta manual. Cine ajută unghiul Gan? El deja sunt calculat unghiul acesta. Doar că avem nevoie de punctul minim de jos. Și automat, dacă piața, cât asupriezi el? Cât a să afli deasupra la nivelul 45 de grade. Cum e deasupra 45, tot celălalt să fie în baie. Dacă să fie canalul descendent, să fie în jos. Îl ținați sau nu că e? 45. Spuneți-o pătați. O să îndecat. Ce ține de unghiul Gan? Le putem folosi în toate amperiuri. Fie în H4, fie în D1. Ce pot ați spus? Eu îți zic alt. Cum folosim unghiul Gan? Sau se mână mie, de ventilatură. E nevoie de un minim de jos. Începem cu minim și automat, în duce în opțiune. La parametri sunt două puncte. El e specificat, în cablu e specificat dat, fie canalul descendent, fie ascendent. Dacă în caz că avem nevoie de canalul ascendent, scădem bifa. Și automat, realizăm după sus. Acum, avem nevoie de un punct minim și a doilea, populație. Ce observăm în cazul dat? Avem nivelul 45. Cum s-a făcut acum? Deasupra. Și în cazul dat, reaz de date, numerat mie unghiul. Nivelul de un nivel se spinge. Până ne ajunge. Și observăm. El, dacă se spinge 1, tinde la altul. Cât ați lucrez în cazul la 100 de cap? Cât ați fi deasupra la nivelul 45? Cât ați fie despre 45, tot ați fie doar în bani. Și automat, ce ține de unghiul Gan? El îmi dau nouă intrări în piață, îmi ajută direcția. El poate să-i folosim, doar chiar și, este un instrument. Avem nevoie să-i folosim și cu alte indicatori. Același stohastic, ca și cu alte linii. Dacă în H4 îmi dă semnal stohastic, stohastic acela dă semnal de bani. Și dacă se ajunge la un nivel, la un unghi, se respinge, de semnal mai departe duc. Până la altul unghi. Ok, dar asta luăm și altul, când e descendent. Spuneți-o pătați.
Așa, eu sunt. Deschidem opțiunii în tren descendent. Și automat calcul, da? Mi-a dat unghiul. Ce observăm? Unghiul 45. Toți se află sub unghiul, dar ce spune? Ce fel de canal va fi aici? Descendent. Și observăm. Ce dă semnalele? Automat, dacă se află, și ce îmi dă nouă unghiile acestea? Dreapta unei direcții. În a doua dreapta, de unde piața se respinge. Și în combinație cu alții indicatori, putem să formăm o strategie. Ce ține? Țineți minte de planul acela, plan tranzacțional. Ce îți bazează planul? Trei puncte. Proiecte, intrarea și șerci. Da. Direct. Nu la direcție, ce folosim? Canal. În cazul dat, simplu, unghiile sunt niște canale. Automat, mă ajută să văd unii direcții. În cazul dat, noi putem folosi aici. Bun, gând. Și la intrare putem folosi tipi, dânsul fie adăugător un indicator. Și primim o strategie. Dacă vă luați prea dânsa, aici este să-mi pus. Ok, dați să verificăm. E mai delungat. Spuneți o pătație. Dar tot eu spune. Haideți pe GPP să vedem. Ok, cum dați din GPP să vedem? Cum se mișcă? Cum se mișcă prețul? Descendent. Se mișcă între două rațe. Rațe date sunt vizi un canal. Și automat mă ajută mine. Ce joacă linii acestea? Linia dată, ce mă ajută? Ca nivel de ce? De rezistență. Dar jos? Suport. Înseamnă ce ați vedem aici? Stau. Stau. Poftim? Să până unde? Dacă linia dată se respinge de o rază, e tinde la celălalt în jos. Dacă ajunge jos și capul o rezistență, îmi tragi înapoi, faci corecție. Perioada lungă de timp, dacă deschidem un sal, aici a doilea un lax. Funcționat, putem să-l ținem în jos. Când activează? Și aici este momentul. În D1 el să fie mult timp. El nu așa de ușor să bate nivelul acesta. Iași, calul acesta, el este un nivel psihologic. Un nivel unde nas, de dânsul se respinge, așa. Dacă în caz că el se bate, nivelul acesta se respinge la altul. Și automat deci să înceapă impulsul. Cât a să lucrez în D1, gata. Cât el se află sub unghiul de 45. Poate să fie așa să se întâmple că la o știre să străbată? Poate să se întâmple H1. La H1. Da. Da. Ok, dar verificăm și pe au ce știu să vedem. Ce se vă? Un smișcă. Ce ține de... Iași, mă duc înapoi. Cum am specificat linia lui? Linia principală, tot duce la linia de 45.
În cazul dat, linii dat, pe ce să joace? Există rezistență. El? Asta respingă jos. Cât se află canalul sub birta, teta să fie în sân. De iată, în cazul ăsta, linia de suport deja a fost străbătută, de rezistență străbătută deja de 3 ori. Iată, acum eu cam îndoiesc că o să nu-i atrasă. De ce? Pentru că... Trebuie să avem de la ce să respingem. Poate să fac o vedere cu care. Aici este un nivel. Trece nivelul ăla. Aici este un nivel. Da, să fac corecția, adică să primești ca corecție până la nivelul de rezistență, ca să aibă de la ce să respingi, corect? Da, da, unde unul. Noi trebuie să selectăm permanent cel mai înalt vârf. El are nevoie de maxim. Cel mai maxim. Dacă în canalul, să spunem, am în canalul, în H4, vă spun canal ce? Ascendent. Ascendent. Cum lucrează el? Și tot principiul acesta în rezonare. Dacă eu am, găsesc canalul în H4, s-am încet skill. Tot în, dar vrem și așa skill. Dacă folosesc fie canalul, fie linii, în D1, în ce azi chiar? În D1. În D1, a să ștept și confirma acțiile. Și acum, dacă eu folosesc unghiul, rogea, în D1, înseamnă ce azi folosesc? A să ștept confirma în ce? Tot în D1. În cazul dat, unde am maxim? Am maxim de sus. Cât se află sub nivelul 45, tot e decelent. Tot duce sânt. Acești oameni, dacă mă duc în H4, în cazul acela nu am luat. Ascendent. Înseamnă că am folosit. Și automat, vedem, sunt puncte de unii. Și vezi momentul ce mai interesant, când el trebuie, nivelul 45. Nivelul 45. Sau unghiul 45. El e cel mai puternic, unghi, în gar. În cazul dat, el s-a respins. Dacă el se bate în jos, dacă nu vine, se facă consultare. S-a rămas bun. Așa mă lucrează. Dar H1 trebuie să înțelegeți cu canal. Vezi două minim, gata, uniți. Dacă a fost trebătut așa, ce a spus? El a trebuit 45. Deci este moment cheie, când el a trebătut. Dacă se trebuit 45, gata, nu mai lucrează. Îl punem în jos așa. Aveți o stăjucuit ceva? O străbate vă referiți umbra sau lumânarea completă? Da? Dar de ce natură? Două umeri. Așa, lampa asta. Vedem aici când el a fost trebătut. Vedeți un ghisul, merge mai jos. Și două. Da. Și el ce-a făcut? S-a format un canal de stilin. Știți întotdeauna piața, dacă el are un nivel psihologic, tehnic, el întotdeauna vine la dânsul. Se numește efectul, viața e mai bun. Și aici dă posibilitate. Vă spun, știți de ce mă trebuie să formează acest vin înapoi? Nu, ok, el dă semnal tehnic. De tehnic se formează un canal descendent. Din ce motiv? Celălalt, în care dată a fost un amicuț, celălalt văzătorii nu au reușit, destul. Nu au reușit să deschidă țelă. Cum asta fie comod? Să intre de jos sau mai sus? Așa. Înseamnă ce să fac ei, psihologii. Așa vreau să... Ei special. Asta e viața unui. În sus. Sus. Așa o ridici cât ați poate ei, până unui, până la un nivel. Și nivelul acesta să fie 45. Dacă la gata, ne dăm pe gata. Dacă dăm pe nivel orizontal, iarăși vine la nivel. De acolo, ea se înceapă să vândă masă. O să înceapă nou impuls.
Și în cazul dat, vedem, dacă a fost trebătut 45, înapoi ți-i rămas bun. Și automat mă lucrează aici, gata. Ce am? Nu, e gata să-i bătut, nu. Bine, în cazul dat, știți ce ține idee, ce chem cu verica. Îl chem folosești, cum să folosești el? Îl folosim cel mai mult la direcție. El vă arată, așteptă analiza. Unde? Piața tine. La momentul de intrare, poți vă vedea în celălalt. Care, cum am spus, care diferență de instrument și indicator? De ce canalul? Este canalul. El este instrument sau indicator? Putem? Indicator. Indicator. Mulți avem. În ce tabel? La tabel indicator. De instrument. El instrumentul. Că azi canalul. Putem? Chem face cu nicio casă, o casă. Nu, avem nevoie de alt instrument. Așa și aici. Ca să primim o strategie completă, GAN ne ajută la intrare. Ne arată unde, până unde se preconizează impulsul. Dar la, și ne arată și intrarea. De același timp folosind, combinați fie cu MCD-ul, fix cu HASP, ca să fac primim. Și în cazul, da. Direcție folosim în plan GAN și la intrare puteți folosi cu HASP. Da? Ia și cu HASP în același timp. Dacă folosiți GAN în HASP, înseamnă că scurcați la fiecare ca și fac funcție. Și în cazul dat, vedem, sus în bătut, linie 45. S-a format de ce? Un canal descendent. Și în cazul dat, tot ce s-a bătut, ca să înveți. Gan. Doar că vine voi specificăm că el să înțeleagă în parametri, în canal, de ce net. Și el canal din. Cât, nu știu, înseamnă cât ați lucrează el. Până ați fi în canal. Când ați îmbat, mai departe să fie bani. Ați spus că tați o să dăjubie. Da, dar până ajunge la nivelul ăsta de 45 de grade, el are de crescut, ăsta am fost fi tranzacții de bai, totodată. Sunt în H4. În H4, din H4, dar odată trebuie să ajung la... Da semnal? Da semnal. Da semnal de ser aici. Da semnal de ser. Vă... ce... mă rățate de bai? Spați-mi drept coriții. Coriții, trebuie să îndreau sau nu? Timp? De ce nu timp? După mai suntem putem. Timp? După mai suntem putem. Putem, iar și este toți instrumentii, toți indicatorii, îți folosești cum? În canal. Îți folosesc în ce? Dacă în caz canalul de CNN, doar în zel. De asta se întâmplă minusuri. Când vezi accident? Când vrea să sensul unii, poți să merg înapoi? Dragă prietenul meu. Știți, este... Dar trendul nu poate continua la infinit. Păi da, dar ce semnale când se schimbă? Când canalul se schimbă? Când se schimbă? Cum nu poate să fie? Vă arătă și o situație. Vă place? Cu tații eu să dă. Da. Ce fie canal de aici? Deci nu. Cum a început din 2021? Nu vreau să fie el. Vedem ce mai așa. Până jos la mini. Tet, în weekly, este un impuls. Până nu ați fi canalul. Până la minim. La minim acum o să ceapă nouă ciclu. Din pare. Și automat, cât ați fi canalul? Cât a durat canalul? Dacă când îți durez un ciclu, până la tot. Și automat, atunci când ați făbat canalul acesta, ați să înțeleg și să începe nou canal. Și aici mă ajută, același bier, mă ajută să văd unii canali când ați întrebat în sus. Și când e în canal, dacă dă unul, ce să spui? Cât e în sân.
Așa, piusă de jupine. Atunci când este bătut o rază invers, putem să desenăm ganul ăsta invers? Da. Când e bătut raza 45. Dar până la raza 45, să zicem că ne aflăm la o rază de pătat. Ne-am dat de aici. Vedem, ce canal avem? Avem două minim, gata, noi înțelegem că ea se formează un canal. Cât ați lucrat canalul? Sau este nivelul de ce? No. Nivelul acest 45 este scurt la canal. De ce? Cum se formează el? Se formează doar pe impuls. Dacă îl duc în jos, sunt în corecție. În cazul acesta, noi avem trendul, adică piața, lângă 45. Dar în cazul, în cazurile anterioare, noi avem piața mult mai jos de 45. Respectiv, vrem să știm când să începem a desena un gan invers. Invers. Aveți când? Când? Cum în cazul, da. Dacă o să văd tot 45, doar și atunci eu o să înțeles invers. Doar în momentul acela. Atunci așa el îmi dă de înțeles. Chiar dacă nu a făcut, rămas bun? Poftim? Chiar dacă doar a străbătut și s-a închis, cu două lumări, fără să facă mișcare de rămas bun. Nu, el, dar noi avem nevoie ca să ținăm. Avem nevoie de maxim. Da, noi nu putem ținăm orice principiu. Cum e principiul la canal? Toți se bazează, toți indicatori, ce se bazează? Impuls. Îi dă sau calcul impulsul. Acum, cum e calcul, fiind pe Fibonacci, după rază, e la fel. Noi, ca să ținem un acest canal, avem nevoie de ce? Două maxime. Și cum avem deja două maxime formate, putem pasa. Care nimeni? Ia ca aici, e că este momentul acela când nu sunt drept. Noi avem piața mult mai departe de 45. Acum la moment? Da, când canalul ăsta descendent. Da. Și avem o piață cu strigă. Vreau să schid baie. Nu vreau să schid baie, vreau de să ce știu. De ce nu vreau că ești departe de 45. Dar de ce baie să-ți schideți? Dar nu vreau să-ți schid baie, vreau să știu. Să aștept să treacă piața de 45 și să apă și după asta să mă orientez. Vă învăța, domn Mihai, mândru să schideți? Nu. Mai coriți. Atunci când străbate nivelul ăsta de 45, ce atunci el? Ascultez canalul meu, canalul verdade, de la 45. Sub dânsul e canalul de cenet. El singur scanare. Adică, de exemplu, dacă acum corecția se face până la urmă, mai sus, la următorul. Da. El își slăbește, adică putem de semnal de sel, noi mergem iarăși pe sel mai departe. El dă direcția. Direcția. Preconizează direcția unde să ajung piață. Unde să ajung la canal. La alte linii. O să te jupi în ce trebuie? De un sau... Ce avem aici? Ascendent. Ia zine. Îți vede un moment dar interesant. Ce o să vezi pe ea? Îți vede cum rază dat, joacă ce? El singur, diapazonul acesta, este un canal. Și el se mișcă de un diapazon dat. El mi-a dat mie direcția. Între ele, unii, unii scoți, unii se respinge. Și până unde? Până sus. Dacă ducem în H4, așa, în H4 să avem aici.
Și automat vedem ce e canalul. Cât lucrează gazul în sus, tăiat. Deasupra, la nivelul 45, tăi canalul ascendent. Da, la început el are răstrămat și da, din motiv l-am vrut necoace. Deci a fost alt canal, a fost orizontal. Așa. Acum, respingem mai departe, spui coare. Ce pătați mai doriți așa? O să duce așa. Nu, dar fi eu să jucăie aici să forma cu o figură de schimb acolo, în fac ternică. Și eu, după părerea mea, consider că eu acum o să schimbi direcția. În ce dacă mă schimbi? Putem? Dar figurile, dacă se formează, el trebuie înțeles, schimbi direcția. Păi da, pentru va fi o schimbare pe termenul. Așa, eu să vreau să schimbi. Dar da. Să vă spun, e așa un moment. Cât ați putea scanalul acesta? În ce dacă? De unul sau în H4? Nu am înțeles. Figura de schimb unde s-o formați? Uitați-vă, cum ies așa în moment? Ies nivel scurt. Da. Hai? Doar când fac acum și ies bine, fac manual. Da. Cum s-o luat el? Se unește ultimii 2000. Și acum, dacă el scăpa în jos, dacă se corecție, el tinde la alte minime, în jos. Aceeași vie, dacă îl plasez, dacă el plasează într-un punct, în sus, îmi dai fi să-și ieși toate. Tot de bani, dar știu că nu unii de asta. Știm, dacă el, la mine calculat din date, eu sunt calculat din multe puncte. Dar el e calculat din un punct. Și automat, măsoare, tăiat impulsul, distanța. Cât ați lucrat în canalul acesta de unul? Cât el s-a află sus? Când ați înțelege că el se face? Da. E aceasta. Când ați preparat suportul, mulți ați înțelege, să înțeleagă. Piați, el schimb, timpul. Până la confirmare, noi putem să spunem că avem un presemnal, se formează o figură cu două capete. Sau două vârfe. Nu poți spune. E programare. E presemnal de asta, așa spun. Așa. Până la confirmare. Încă nu este. Dar asta e corecția. Figura dată poate dă-i corecția. Așa, o să duce așa. Ce dai pe mine? Așa. Dar ce pe mine? Dă-i jos. Avem nevoie ca să ținem unghiul, dar din minimul cel de jos. Nu e ce pot pe asta. Să vedem linia de scurt. 45. Da. El aici joacă ca nivel de scurt. Acum, și aici este momentul când el se bate în sus, noi înțelegem. De ce ați folosesc aici baia? Deci, și acest moment, dacă el se bate, tinde la alt unghi. De ce motiv ați scrie baia aici? Știm? Și aici este prea înțelegat sănătoasă, când schizi baia. Este impulsul. Este impulsul. Și dacă se bate, urmează în sus, duci la altă. Tăt cât e impuls. Tăt cât e deasupra. E foarte bine. Și automat, cum o șcat el? Ea acum vine spre suport. Suport. Da. Acum, a fi confirmare. Confirmare a fi, un lex sau ceva. El nu de confirmări. El de nivele ca și canalul. Canal ce gen? Zone. Canalul zone. Așa și aici. El de zone, unde vici a să întâlne o problemă. Și din nou, a fi confirmare, e foarte bine. Pe departe. Domnul Canu mai e clar cu gheiul. Vezi cum e să pătați? Gold.
te dați de bază. Nu l-am dat pe casă. Ne sunam, să dăm cadru. Audă. Audă, nu aș putea. Audă, la tine, așa e la șanță de. Ce fel canal avem? Descendent. Îi schimbăm opțiune, canal descendent. Ce se vede? Ce fel canal? Și automat el mi-a calculat canalul. Dacă, știți în momentul acesta, canal, mulți mă întreabă la lecții, ce faci când se bate jos nivel de esență? Ce se întâmplă? Dacă avem un canal, e nu așa. La început. Sunt momente când el se bate jos. Bine sau nu? Bine. Dar unde este timp? Nu e atunci în sân, dar unde este timp? O schimb înapoi la... Nu, dacă el... Avem un canal așa. Dacă el se bate jos, e bine sau nu? Da. Și aici sunt moment cheie, unde stinde el. Altul. Noi în jos nu avem unde. La către alt nivel. Ca să fie clar cum ca principiul în bază la acesta. Sunt unghi acestea calculate. Ele sunt calculate. Noi nu avem nevoie de clasări. El a făcut Bogdan după istoria. Nu, el joacă l-a calculat. Noi mai nici clasări. Și în cazul acesta, el ne ajută aici, unghi. El ne ajută, unde aduc el jos. Și aici putem folosi unghiul care. El e singurul canal acesta. Și în cazul dat, ca ce joacă el? Ca o medie, el spinge. Dumnealui, ce ține de Dumnealui? O verifica toate umbrele. Cum piața, știți, este verifică istoria. Și istoria, nu înțeles cam cât piața se mișcă. Sunt moment când este impuls în sus, s-a observat. Sunt diferite impulsuri. Este impuls așa. Sunt impulsul de atât în sus. Sau sunt, stă pe loc. Tot impuls. Și așa Dumnealui a început să calculeze din istorie impulsul acestea. Și în bază în ora a făcut acest verific. Ne ajute. Și tot duce la 45 de grade. E cel mai important. Via 45. E ca la momentul dat. Vreau să înțeleg situația. Că o prietul lăsată. Da. Chiar dacă eu să fac o stângă de răsătire. Confirmare. Două rândări să. E foarte simplu. Să nu. Este. Este și la moment. Te duci la direcție. Când se încep minusul? Prenem de aici în sus. În sus. Să spunem. Întâi pe Alexandrie. Și vreau să-mi duci la... Eu vreau, eu am înțeles ce-am vrut să întreb. Trebuie să aștept ca să aibă confirmare, să ajung la nivelul de... La nivelul de sus. Da. Și apoi să... Dacă ați schimb, dacă vă dă, dați m-a spus. Dacă vă dă altceva confirmare, H4 cu H4, sau combinați un rând. Înseamnă alt sel. Când ați fi sel? Când se află tot jos. Tot jos, asta e clar. Dar e un momentul dat, e că e exact sel. E sel. Nu unde până? Până ați fi sel. Până jos. Îi pare tot jos. Și următorul indicator, instrument, ca tot Dumnealui în baza la unghiul, ca ați mereu să figuri geometrici. O inventar, o încătuiri, set călugan. Dar cum vrea să fie aceasta? Sunt canale la 45 grade. Cine ajută ea? Toate instrumentul ca ne ajută la, vedem, puncte de respingere, direcția. Ele toate, numerat mie, unde se află piața. Fie în jos, în canal de cer, fie în sus. Acum, cum împăsăm el? Înseamnă că după planul dat. Aici ați folosit deja, da? În momentul acesta îmi dă și ganul de intrare acesta. Trebuie să-i spingem, în scurt. Dar unde? Dacă îmi scazi, în momentul dat, în sel,
să dai toate în zero. Toate în trei. Nu în bani, în zero. Spune să putați. Ok, da să mă uite, iau un plus. Cum arată gana? Setul gana. La fel, îndrăm în opțiuni. Îi schimbăm parametri. Și aici, la pips de bari, schimbați rog din 1 până în 3 pips. Și poftim în datul ăsta. Zic că aceasta sunt urgenții. E un canal. E un canal la fază și gigare. Dacă se bat canalul tău, îl duci mai jos. Știm folosind setca dată, în toate avem cum se plasează el. La fel, dacă avem canalul deja două maxim. Avem canalul maxim, a doilea. Le-am unit și automat de în calculul său e calculat deja canalul ce se pasă știți. Cât lucrează el? Tăiat cât e canalul. Iarăși, cel mai principal moment e nivelul 45. Nivelul ce scurt. În bază la nivelul scurt se folosesc toate linii. Și canalul, și tribunal, și toate. Cum avem în cazul ascendent? Spuneți altă cază. Știm? Îi schimbăm opțiunii. Ascendent. Ce vedem? Canalul. Știi cum canalul? Poftim? Iar, scoboare nu. Nu e scoboare. Nu la nivelul. Ce-ați vedea e canalul acesta? Ce vă dă el? Direcția și încă? Semnal. Cel mai bun, și ce recomand eu, cel mai bun semnal de intrare. El real îți arată lunii, poate să ajungi piață. Jos, iar sus. Jos, iar sus. Cât a sufez el? Cât a fi la 45? Așa cum el lucrează în toate afemele. Și în H1 și în H4. Spuneți altă cotație. Dar dacă ați străbat-o până la nivele? Sus sau în jos? Nu, jos, fie, jos. A jos, gata, nu crează. A, dacă... El în jos. Ce e jos? E suportul. Să iei de aici, el s-a pasat pe minim. El jos, nu se face, el se respinge. A, dacă el... El singur. Iarăși. Aici e un canal. El dacă se împate canalul, ce să tind acest lat? Distanța între dânsul este de 45 de grade. Da, dacă o străbat pe jos? Gata. În caz străbat în jos, el ce-ați primit? În jos îți fac o corecție. Poftim? El îți fac o corecție. De ce îți fac corecție? Ce am eu nevoie? Transformez al doilea maxim. Transformez alt canal. La 45 deja în jos. Știți piața? Mereu sunt niște canale. Piața nu are canal. Ați observat, doar canalul, el poate fi diferit. Fie în sus, fie în jos, fie în flăc. El mereu sunt niște diferit o stație. Și în cazul dat, ne ajută. Set, ca să fim așa. Avocan, spăsurăm unghi. Și se mișcă în canal. Vezi altă cază. GPP-ul să dă. Aveți foarte timpul să mergi. Dar urmăresc, dar urmăresc. Așa, dați vedem unii succese.
Ce observăm? Optim? El mereu se mișcă în canal, doar că stați doar mai jos, să fie în canal. Sau nici. Observăm. Este un canal, bază 5 aici. Un canal. Ce se face dacă el e un canal de maxim, noi nu-i așa canal. La început, avem nivel scurt, așa-i? Ce se întâmplă dacă el strâmpate jos? Se-l duce jos. Și se formează deja, se formează alt canal, la punct. Și ce este alt canal? Cât ați fi el, se-l? Și el se formează canale în jos. Cât ați lucrează? Cât toți află sub nivelul 45. Nivelul 45. Tot în jos. Și automat mă ajut mine să văd. Vede cum, ce-o fac plăcea? Ce-o dai ți-a înalice? Ce-o dai înțeles? Dai ți-a înalice până unde? Până jos. Și ia ce vreau să-ți duc. Și dă de una piața, se mișcă în canale. În 45. Fie el să mă schimb canale. Dacă în caz că avem 45, folosim setă. Dacă avem canale, mă jos, folosim vie. Să o fac. Cu viești, cu... La cine ajut el? Ați vă ajut sau nu? Da. Știți ce la moment, după ce neapura ciocat. Ciocat tot instrument, așa-i? Azi contează de ce munieră celălalt. Da. Ce o să-ți da? Contează munieră. Cât din cauciuc sau cât din lemn. Contează. Ok. Să-i spunem. Dacă dați la un om nespecialist, cu ciocan, cel mai bun ciocan, să facă caz. Dacă nu-i specialist. Dacă nu-i specialist. Dacă nu-i specialist. Tăi instrumente, da? Ele cad în mâna cuiva. Și piață, și ești. Ce este? Tăi instrumente. Toate sunt instrumente. Acum, în mâna cui cade, asta și duce efectul face. Așa că ciocanul acela, dacă ciocanul cade în mână la un specialist bun, îți faci ciocasă. Nu contează ciocanul, cât de lemn, cât de cauciuc. El îți facă. Dacă ciocanul cade la un specialist care nu-i bun, îți facă el casă. Nu faci. Așa și cu instrumentul GAN. Ele toate sunt niște instrumente. Acum, în cui mână cade, același canal tot, e bine în cui mână cade. Și el îi duce efectul să-l face. Este la un moment. Pe lângă faptul, domnul Gan, a făcut ceva de mine. A mai dat niște recomandări, niște regli, care foarte mult. Ce înseamnă niște regli? Ce înseamnă regli? Poate din cap casă, nu? De ce? O să fim canalizați. Ați scris canalizați. Vă dau niște regli la toți. Doar că ele sunt limba rusă. Am început să le traduc, dar și pierd din calitate. Ce spune? Ea spune, ea spune la un Ferrari, 90, de exemplu. Îi puteți să-i prins sau nu? Nu, și pierd din calitate. Așa și la acestea. Da, să-ți fac pe toți. Ne-ați mit din pune și părunci. Tare contează părunciul ce? Ce-a spus Dumnezeu în Moise? Ne-ați mit din părunci lui Dumnezeu. Ce ne știe? Cel 10? Da, cel 10. Dacă le-ai scrie, tot e bine, așa? Da, scrie, scoate pe o paie. Unde-i scoltă? Ia de cuiva? Da. Dați-mi în foaie. Doar că eu tablă am scris lângă pământ, am scris-o activat. Și ar vrea la fiecare să regem atenție. Au toți foaie? Da.
Este primul punct. Fie de cât de succes. Este un punct tare interesant. Ce înseamnă asta? Cine s-a ușcat cu așa? De obicei la TDM îi spun așa. Cine s-a ușcat cu mașinile micuțe? Când eram micuțe. S-a ușcat cu mașinile. Nu știu, bă, dar eu legam cu ață. Și făceam un trind pe noi, așa? Dacă mă mișcam, ce făceam mașinile? Și vin pe noi. Așa și succesul. Tine spui succes. El vine și tot, și confiut, și tot, pentru tot timiști, ca personalitate. Așa și care, ce-a fost succes? El o întins pe Dumnezeu. Este așa moment ce am înțeles pe asta. Și tot. Ca să ai un milion. Trebuie să fii tot de milion. Nu poți să ai un milion, dar tu nu ești milion. Ce faci? Îl pierzi. Ați observat, fie tot sportiv, fotbalistul contează. Cât joacă fotbal? Sunt bogat, așa e? Cum se finsează carieră de fotbalist? Ce fac? Nu au bani. De ce, ce motiv? Ei nu sunt de milioane ce. De aceea, tindeți mereu de succes. A doilea punct. Ce este piață? Și aici, din nou mă întorc, ce este piață? Ce e piață? Instrument. Să fie clar, la toți, ce e piața? Este un instrument. Tot și întâmple... Ok, ce așa fie este? Asta v-am învățat de lecții pe veci. Dar ce e piața? Este instrument. Tot duci cine îl folosește? Instrumentul acesta. Dacă instrument cade piață, cade în mâna cuiva care are calități, o să facă din el oară. O să fie succes. Ia că mă întorc la marketing acesta. Ce este el? Instrument. Dacă cade de mână, contează ce cade de mână. Da. Da. Așa și piața. Tot instrument. Contează la cine cade de mână. E nu uitat, nu uitatoare cu nimic. Doar vă luați. Sunteți că nu zași pe el. E, vă schimbi bani și să-și atât. Mai departe. Planificarea este care este succesul, profit. Știți că tot. Du-și eu planificare, la un plan. Dacă nu ai un plan, ce să întâmplă? Ați observat în viață de zi cu zi, dacă nu ai un plan, poți duci ziua. Dacă nu îți planifici și ziua. Du-și, treci timpul. Și înțelegi, n-ai făcut nimic. De ce? Că tu nu ai un plan. Nu ai un planificare. Așa și în tranzacționare. Vă faceți un plan. Timp lung, timp scurt și timp mediu. Mai departe, zi, raportul dintre risc și profit. Cine o zis de raport acesta? 1 la 2. Eu. Timp? Eu. Ce este? Este raport. 100% de profit. De aceea. Și când îl folosim raportul acesta? Când respectăm canalul. Ce-o recomandat, domnul Gar? Mereu să folosim raportul 1 la 3. Ce înseamnă asta? Dacă ați păsăm 100% la 50. 150%. S-ar fi cât loc? 150. Ce eu trebuie să avem raportul acesta? 1 la 3. Eu trebuie să știu cât ați eu maxim în grăzat de cei. Dacă nu eu mai, dacă nu eu mai puțin, niciun intră în ea. A cincea punct. Tranzacționați singur. Ce înseamnă asta? Știți, este așa un moment interesant piață. Toți caută ca un bun viață, cineva. De ce? Putem? Să-și munca. Dar ce oameni ca ceva să-i dăi, să n-are, să ajut? Cine sunt la marketing cașa? Toți. Plătați sau nu? Da. Ați schizit bani marketing cașa? Nu prea. Așa, și așa sunt și ei. Ei nu știu, eu spus la marketing cașa, nu știu ce. De ce oameni ca ceva să-i dăi? Toți sunt niște, cum spun și la trader mii. Asta e viziunea mea la piață. De ce? Fiecare tranzacționează după cum vede el piață. După analiza sa. De ce? Tranzacționați, faceți analiza singur, cum vedeți voi. Mai departe, este riscul mare. Ce înseamnă riscul mare? Este foarte mult. Cât am putea noi de risc? Din cont. Din cont.
Când putem astăzi să punem în aplicație? Este risc mare, este risc mic, este risc mediu. 5%. Nu, ține ia altceva. Riscul mare. Cât trebuie să punem noi mare? 20%. Doar că domnul Gan recomandă 10% spine în munte. Restul ne ajută să gestionăm. De aceea, 10-20% respectați să ne munte. Nu încărcați mai mult. El nu poate duși. Cum? Ce dacă îi dați mai mult, el nu poate duși. Mai departe. Și aici este vârf dublu și inversat. Ce spune? Tare mult de lui trage atenție la aceste două figuri. Ele dau, dacă se formează piață, ele dau semnale timp de muncă. De aceea, dacă, cum își recomandă lui, avem pe piață figură, da, vârful, automat, după confirmare, sel. În ce situație? Cu inversat. Bani. El dă de semnal. Plasat un top plus pozitiv, dați-i pași. El aici îți dă semnal pe punct. Ce ține de numele Fibonacci? După cum, ne-am niciodată la comentarii Fibonacci. Dacă votați în calculuri și indicatori, este fel și calul Fibonacci. Tare important calul acesta. Tare de jucă lungi acesta. Mai departe, alegeți, alegem din vârf. Ce înseamnă asta? Și asta ce mai interesant. Ce înseamnă parte de? Așa duce atur. Ok, am în viață de cuzin. Dar este soț-soții. Este o parte de? Da. Este. Dacă spune așa, am despre ce ești unde? Unde duci familie? Spui succes. Spui succes. Dacă știți cum, care de ouă, diferite unii. Dacă sunt diferite unii, ce se întâmplă? Și cineva e stângă ceva în dreapta. Așa și aici. De aceea, este un moment tare interesant la alegerea partenerului. Mai departe. Toți s-au auzit. Cum a spus Warren Buffett? Mi-ați minte, a spus de lui așa un moment. Nu pune ouăle, toate ouăle cu un coș. De ce? Poate să trăiești. Putem? Poate să trăiești. Acolo riscul. Este moment acesta, diversificare capitală. De ce? Nu puneți din acest 10%. Scrieți 10 tranzacții. Pe cotrații diferite. Dacă îți schideți, este așa am făcut un cal, 10 tranzacții. După tot, impuls, după canal, din 10, o să vezi record, 8 la 2 sau 7 la 3. Dacă scrieți după impuls, dacă lăsați corecție. Sau ce mai rău caz poate fi, 6 la 4 poate fi. Din 10 tranzacții. În minus nu puteți scrieți. Doar dacă nu vreați corecție. De ce? Este momentar interesant, diversificați. Lăsați mai mulți cotații. Volumul e micut, toți sunt cu 10%. Dar mai mult cotați. Și automat o să aveți un portofoliu. Care e totuși bani. Dacă spuneți toate de ce ești, trebuie să vedem aici și un lot. Eu să vedem. Dar ce se întâmplă aici? Tot vedem la același cotați. Riscul tot în urmă. Probabilitatea că el să iei stop loss așa, e mult mai mare. Spasă minus. Dacă scrieți 10, până nu ați să vezi cum pas minus. E posibil. Mai departe, pozițiile deschise. 10 de 0, 0, 10? Da, 10 procente. Dacă deschidem cu un lot, avem posibilitatea să luăm. 10 procente aceasta tot în cont, în capital. Depinează de cont. Dacă contul să fie de 100.000, 10%, 10.000. Și automat, acest 10% e diversific. Am mai multe, văd, dar și cum. Și așa este așa un moment interesant. Dacă aveți dubii față de cotație, puneți așa mai mult țări. Scădeți din volum. Spre spune, pe unul aveți dubii. Vedeți, că muncă nu-i semnalul cel frumos. Lăsați-ne pe țări. Volume, dați-ne pe țări. Dacă scrieți 0,5, scrieți cu 0,2.
Și automat din mișurați riscul acesta. Mai departe. Pozițiile deschise. Ce spune acest punct de gan? Dați-mi foaia. Ce spune gan acest punct? Următați-mi? Nu e bun. Să avem diferite... Și aici este tipul de... Și aici ajunge tipul de strategie. Este între de timp lung și timp mediu. Ar fi, iarăși, poziție deschis, duci la diversificare. Doar la poziție. Ce înseamnă asta? E cel mai comod să ai toate primele. Dacă, folosind așa înapoi la gard, avem canalul cel mai mult, început din curs, ce permite mie, de 1, nu ce interesează mie, schedul său. Și ce noi trebuie ce fac? Să mă iau să am un timp lung în jos, până la minim. Cum fie eu să dă? După ce înapoi la teorie, mă gata. Ce spunea el de figură vârtului? Dacă este gata, e semnat. Ce vedem fie eu să dă? S-a schimbat tendința. Din cum? Unde a ajuns el? La mine. Unde a ajuns? Asta e să se uimim. Asta e timp lung. Automat, da, semnal. Începe în timp de sel. Pune-i până la mine. De aceea, de aceea. Nu ce îmi permite, ce îmi zici mie? În uifi să am lung în jos. Ies figura, sel. Dau pat în jos. Și în celălalt time frame, mă iertau în poziție mai micuță. H1, H4. Și până jos, a să iau tot impulsul. De aceea, trageți atenție la figură 4. S-a format, e semnat. Mă nu am ce spui. Mai sunt specialiști de aceștia care tot. Schimbă în amcești. Am văzut o figură de schimbă. Nu s-o ține jos, ține și apoi. Dacă se formează în așa moment, și aceeași tu ați vrea să înțeleg că eu sunt în sus. Când ați formez. Până atunci, canalul e sără, tot e sără. Doar e sără. Așa înapoi la ritmul. Și aici este momentul celălalt. Cursând doar 10% cu acele cont. Nu mai mult. Țineți minte la lecție. De ce noi atragem atenție de una la riscul calculat? Mi se pare că tare mult să discute, să discute riscul acesta. 5%. Ce ne respectă? Ești mai în considerație, considerație riscul 5%. Da. Putem? Dacă luați cu zbirați riscul 5%, scrieți totul pe canal, n-aveți cum să se vedeți. Dacă scrieți mai mult. De ce? 5% doar puneți în risc. Dacă am cont 10.000, să am cont la 5% o să fie. Eu pot de 5% acesta îmi gestionez pozițiile. Cât ce volum? De diversific. Automat poate scrie în sărb. 5%. Cine din voi l-a avut un vopros, să ajunge tranzacția la el. Tot am dat în mult. Cine a mutat? S-au tăi confidul mai sus, s-au stau folos mai jos. Toți m-au dat. Făcut? Cine a făcut? Adică asta. Cine nu a mutat stoprosul? L-ați mutat și l-ați stoprosul. Este confidul. Foarte bine atunci. Dar încă sunteți unicul din sala aceasta care nu încălcați. De aceea este așa o regulă foarte important. Asta nu e la plan. Tot duși... Tot duși în tranzacționare cu disciplină, pe plan. De aceea, dacă v-ați făcut la început planul, v-ați spus, trei confiești, unde se ieșit, stop, plus, gata, dați pace. Automat v-ați scoate viața. Fie în plus, dacă am greșit, fie în minus. Și mai departe, scrieți după tendință. Nu lăsați.
Nu am amânat stop-loss. Ce se întâmplă? Duci piața în jos, am mult duci înapoi. Tot duci jos. Mă duci jos. Mă duci jos. Și să zic cum e cel mai interesant. Ia să duci foarte mult în jos. Stop-loss tot amut. Știi, de aici începe emoție. Aici începe cicul de emoție. Când ajungi jos la mine, când piața e aia, ajungi în sus. Schisă. Și când duci în sus, toți o prezumim de ce să amut. De aceea, dacă ați lăsat stop-loss, aici, gata, voi închizi stop-loss, dați-i pace. Nu îl mutați. Până la final, ați intrați de jos. Vă spun pe experiența mea. Ce să facem? Noi pe geam. Mutați stop-loss. Îl prins de jos. De aceea, v-ați făcut la început plan, unde să ieșiți în plus și minus, gata, dați pace. Cine a auzit de canalul acesta? Întrebă. Ce este el? Direcția. Este. Și ce mai este la noi? Este cel mai bun prieten. Da. Vă zic de asta. Da. Am spus că nu e cel mai bun prieten. De ce? Și aici duci tot. Este cea mai sănătoasă și cea mai sigură. Am zis, n-ai după canal. El este prietenul. Dacă e în jos, tot în jos. Tot în sân. Dacă e în sus, tot în baie. Îl respectați. Îți mai respect și el voi. Dacă scrieți pe dânsul, scrieți mai pus. Punct 7. Dacă lipsește încredere, nu voi, și voi scrieți tranzacții. Este un punct tare interesant în momentul acesta. Fie ceva, nu știu, a fost zi bun sau ceva. Și atunci scrie tranzacții. Pus ok. De ce? Știm? Ce se va amintă acesta? Nu știu, are o zi ceva, sau să cer, schid, nu știu, n-am crezut. Și-ți schid, bai, să, ce se întâmplă cu poziția aceea? Poftim? Nu, la un minut. De ce mă tine? Pentru că nu am fost atât de atent. De ce? Dacă... De ce? Dacă lipsești încrederea, data sat, să-ți pe 20, automat să pari din nou. Mai departe. Știți ce așa în moment? Sunt vede care place să mă baie. S-au zis de lung și șor. Fie în ușă sau în taură. Folosiți ambele poziții. Și vindeți și cumpărați. Dacă vă place, nu stați numai pe unul, stați în sân. Diversificați. Mai departe. Ies calcul. Ce o zis calcul? Tot o zis. Dacă aveți începători, recomandare cea mai bună, lăsați calcul. Lăsați calcul la început. Asta îl folosiți. Pe urmă, în scop. Dacă la început, scalpiu lăsați. Ce înseamnă scalpiu? Ca să spunare, noi 5 ori 10. În scop. De aceea, ce recomand? Folosiți scalpiu după un timp, după experiență. Tot duce la punct 20. Emoții. Ce sunt emoții acestea? Avem nevoie de emoții, nu? Da. De ce? N-avem. Nu, n-avem nevoie de emoții. De ce n-avem nevoie? Pentru a gândi reci. M-a gândit la reci, dar s-a adus fie. Emoții trebuie să fie stori. Dar dacă ar fi emoții, așa ar fi interesant. Fără emoții nu te zborți. Fără emoții nu te zborți. El trebuie să fie și în viață și în tranzacționare. Doar că el e momentul cum noi îl conducem. Asta și avem nevoie să învățăm cum găsim un balans la emoții. Dacă controlez, găsesc balansul, balansul, emoții și analiza tehnică, tot merge bine. Când să încep minusul? Emoții. Mai departe. Nu vă jucați în casă. El se scrie altfel. Nu deschideți, des, prea des. Bașul său, să nu închideți. Sau mai spun, nu vă jucați în casă. De ce? Aici fiți sfinte, nu mai înțelegi. De aceea, frumos, după analiză, deschizi bani, lăsați-i, vă vedeți pași. Nu vă jucați. Ce se întâmplă aici? Ești la mine, duci în sân, deschizi un sân. Tu să jos, mi-o închis, te-ai profit acolo în punct, 20, 30. Mă deschid un sân. Deci vreau să mă deschid. Mă deschid, eu cu 10 și 5 puncte. Și mă deschid sân. Și când am final, ce faci? Nu doar și la
Și ai mâncă să vorbim. De aceea, v-ați fixat. V-ați fixat un sens. În paie dați-i pace. Nu vă jucați. Și ultimul. Așteptați. De de una. Punctul. Semnalul. Iunie. V-ați pus. Considerați în viață. Chiar dacă v-ați pus mai înainte sau mai târziu, punctul și ăla. V-ați pus pietru. 1.25 ăla. S-a depus și dreapta. Tare important momentul acesta. Și tare ajută la dezvoltare. Când faci analiza, analiza ta. Și după ea și schiză. Dacă e preconizat la punctul acesta, vedeți cum automat crește și calitate. De aceea, faceți analiza. Și după ea, v-ați arătat puncte, atunci și schideți. Sunt regulile acestea. El faie, mi-e sunt acolo. De aceea, acasă. Le analizați.